mulțumesc echipei mele pentru că îmi prilejuiește anual șansa de a veni în fața dumneavoastră cu un produs media de care eu sunt foarte mândră și șansa de a ne întâlni în cadrul unui astfel de eveniment pe care ni-l propunem de la an la an mai bun, mai diversificat și mai ales cu un rol de a coaliza într-un mediu de socializare tot ce are mai bun și mai valoros județul Argeș. A 11-a ediție a balului Ancheta a fost plină de momente plăcute sau uneori stânjenitoare pentru personalitățile prezente. Premihaioase, dedicații muzicale, dans și muzică bună au fost ingredientele oferite de către echipa săptămânalului Ancheta. Pentru domnul primar Tudor Pendiuc, mare eutanasiere din PSD Argeș, cu mențiunea Cătălin Rădulescu. Acum fiecare înțelege ce vrea. Dacă ești primar deștept, nu-ți mai trebuie buget. Banii vin și când dormim, timp să avem să-i cheltuim. Dă-ne, Doamne, am bogat, ca să avem de asfaltat. De la primărie în sus, mai sunt pavele de pus. Cel mai așteptat moment a fost desemnarea celor mai puternici oameni ai județului. Premiile au vizat personalități din trei domenii: politică, administrație și mediul business. La secțiunea politic, pe locul întâi, într-un din cele mai multe nominalizări din cele exprimate în catalogul celor mai puternici oameni din Argeș, doamnelor și domnilor, Constantin Nicolescu. Locul întâi la secțiunea business în anul 2013, revine domnului Gheorghe Badea. Locul întâi și la această secțiune, la administrație și instituții, revine președintelui CJ Constantin Nicolescu. Felicitări, o să facă multe diplome în seara asta, domnul președinte. Cel mai premiat argeșan a fost președintele Consiliului Județean Constantin Nicolescu, ocupând primul loc în clasamentul general, urmat pe locurile 2 și 3 de către primarul Tudor Pendiuc, respectiv prefectul Cristian Soare. Pe locul întâi, deloc greu de anticipat, dar în același timp cu aplauzele dumneavoastră pentru că le merită, acumulând în mod, cum să spun, care pe mine m-a bucurat foarte tare, o cifră rotundă de 100 de nominalizări, președintele Consiliului Județean, cel mai puternic om din Argeș în anul 2013. Felicitări, domnule președinte, încă o dată. Mi-aș dori să fim cu toții într-o viață mai normalizată, cu mai mult calm, cu mai multă liniște.